Și am revenit, dragii mei, după această scurtă pauză de publicitate. Probabil vă întrebați de ce mă vedeți doar pe mine aici în fața camerei, foarte aproape de cameră. Mă vedeți așa dintr-un singur motiv. Colegul meu, un cameraman deosebit, a făcut un jumbuș look și a ajuns lângă mine. O să-l vedeți și dumneavoastră în câteva momente, așa că rog pe colegul meu Cătălin să dea cadrul general ca toată lumea de acasă să vadă ce se întâmplă aici și cum o emisiune se poate transforma într-o singură persoană. Într-o singură persoană. Da, nu mă vede nimeni. Acum mă mai vede cineva, Cătălin poate să ne spună, adică poate să spună ție că acum putem discuta așa. Dar trebuie să le spun celor de acasă că în pauza de publicitate am avut o surpriză neplăcută, pentru că stăteam cu telefonul în mână și am găsit câteva tipuri de mâncare foarte scârboase din punctul meu de vedere, deși alții le consideră delicatese, pentru mine însă nu sunt deloc delicatese. Spre exemplu, unul dintre ele este peștele fugu. Vă întrebați de ce este scârbos peștele fugu? Ei bine, nu este scârbos, cât poate fi de periculos. Dacă el nu este consumat așa cum trebuie și nu este curățat de cineva care știe ceea ce face, are o cantitate foarte mare de otravă care poate chiar să omoare un om. Așa că aveți grijă când mergeți prin Japonia sau prin alte părți de genul ăsta, să aveți grijă să nu mâncați așa ceva. Sau dacă mâncați, să mâncați la un restaurant unde este foarte bine pregătit și nu este pregătit de un amator, pentru că riscați să plecați de acolo cu mâncarea nedigerată de stomac, pentru că nu s-a apucați să... Da. Trecem acum la încă ceva foarte, 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 dar foarte scârbos din punctul meu de vedere. Oh, nici nu pot să spun asta, dragii mei. Cum? Deci, o rețetă care este considerată ca fiind o delicatesă este... Stați că nu știu cum să vă spun, cum să vă pregătesc pentru așa ceva. Sunt renumiții șobolani. E, dacă noi în mica Românica încercăm să scăpăm de șobolani și punem pisica să-i mănânce, ei bine, în Japonia, oamenii chiar mănâncă asta. Mănâncă șobolani. Și mănâncă ca pe niște frigărui. Dacă vă vine să credeți, dragii mei, îi pune pe grătar frumos cu un băț înfipt cum trebuie. Se consumă foarte bine. Am înțeles că face bine și la stomac, face bine pentru organism, dar noi în România cum am putea să mâncăm așa ceva? Adică, da, noi suntem obișnuiți cu mieluți, cu porcușor, de ce nu, cu sărmăluțe și, bineînțeles, tot felul de alte rețete făcute de bunica acasă, care sunt extraordinar de bune, făcute de bunica acasă, de bunica mea, bineînțeles. Și de mine, de bine, bineînțeles, că noi învățam să dau drumul la ragaz. Până atunci ne descurcăm doar cu bunica, cu bunica, nu! Ne descurcăm doar cu mâncarea făcută de bunica, pentru că asta e un secret, dar în câteva minute nu va mai fi un secret, trebuie să le spun celor de acasă că am încercat și eu odată să dau drumul la ragaz și era să dau foc casei, dar de atunci m-am potolit și încerc să mănânc când sunt singură acasă, că se mai întâmplă să rămân singură acasă, dacă n-am ce să te încălzesc la cuptorul cu microunde, facem repede un sandwich și mâncăm, pentru că nu pot să prăjesc cartofi prăjiți sau alte chestii, că s-ar putea să vină pompierii la mine acasă și noi nu ne dorim asemenea incidente. O să vedeți la știrile de la Columna TV, atenție, șoc, 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 Delia Popescu a decedat. Cum a decedat? A dat drumul la gaz și a murit. Da, până o să învăț eu să gătesc și așa mai departe, vreau să vă mai spun încă un tip de rețetă foarte ne la locul ei, pentru că știu că noi din România iubim foarte tare animalele și sunt sigură că îmi veți da dreptate în ceea ce privește iubitul animalelor. Să spunem că
copiii dumneavoastră vor un animăluț foarte drăguț care să nu facă nici prea multă mizerie, să nu fie nici gălăgios și, bineînțeles, ca niște părinți deosebiți care sunteți, le luați copiilor dumneavoastră un porcușor de Guinea, pentru că este mic și foarte drăguț și pufos și mai că-ți vine să-l mănânci. Ei bine, această renumită vorbă, mai că-ți vine să-l mănânci, de ce dulce e, în alte țări chiar se practică. Da, dragii mei, porcușorul de Guinea este considerat o delicatesă pentru că are carnea foarte fragedă, dacă vă vine să credeți. Iar copiii din alte țări și roagă părinții să le cumpere porcușor de Guinea ca să-i mănânce. Nici de cum ca să-l aibă ca animal de companie. Dar trecem și peste asta și revenim la un alt tip de mâncare foarte, cum să spun, mi-a venit apă în gură, dacă mă crezi, dar nu mi-a venit apă în gură pentru că mi-ar fi mie foame, Doamne ferește, ci pentru că știți cum e când vorbești despre chestii scârboase, când vorbești despre chestii scârboase, automat că ți se face scârbă, cum s-ar spune. Ei bine, dacă noi în România de Paște cumpărăm miei ca să mâncăm ce este bun din el și nici de cum să le mâncăm capul, în alte țări capul de miel este fiert timp de o oră, iar după este mâncat și servit la cină. Cum să mănânci așa ceva? Aveți idee? Da, eu nu pot să-mi dau seama. Da, un coleg de-al meu îmi spune, eu întreb cum să mănânci așa ceva? Și el îmi spune, cu gura. Păi... Și cu ce-l iei? Cu mâna. Cu mâna. Dacă ai și norocul să te gâdi în palmă, cum o fac eu. Cineva m-a întrebat odată dacă mă gâdi în toate situațiile în palmă. Nu mă gâdi, adică mă gâdi în chiar toate situațiile în palmă, ca să nu existe loc de interpretat. Mă gâdil în palma asta, este să vă fie rușine dacă nu voi cedea acasă, dragii mei, pentru că știu că voi sunteți niște oameni deosebiți. Să vă fie rușine colegilor, pentru că dacă v-ați gândit la ceea ce m-am gândit eu, stricăm orice relație de prietenie. Dar ia până mai găsesc eu un tip de mâncare scârboasă, vreau să mă văd, te rog. Vreau să mă văd. M-am întors cu... Sunt invers? Vreau să mă văd de tot... Uite ce trecut, uite! Da, aici în palmă, aici e locul ăla în care mă gândil foarte tare, uite. Da. Mulțumesc că ai dat un cadru cu mine. Bineînțeles, de când am început emisiunea, cadrul este doar cu mine. Eu vreau să vă spun că am astăzi alături de mine și un invitat, este prietenul meu imaginar, pe care îl aveam, dacă vă aduceți bine aminte, și anul trecut în emisiuni. Colegul meu, Cătălin, știe despre ce este vorba. Îl cheamă Zăhărel, că așa l-am poreclit. Bine că e prietenul meu imaginar de un trecut, știți? De pe vremea aia când nu aveam eu, de fapt, cu cine să vorbesc. Mi-am inventat un prieten imaginar, dar nu atunci. Stați că țin minte ce v-am spus anul trecut. Eu l-am de mult pe Zăhărel, ca prieten imaginar. Eu chiar l-am de foarte mult timp. Dar în ultima perioadă n-a mai vorbit cu mine, pentru că a zis că... Cum doresc să vorbesc eu cu tine, o vedetă? Da. N-am cum. Dar vreau să vi-l prezint. El este prietenul meu, Zăhărel. S-a mutat, s-a ridicat de pe scaun. Nu te mai uita pe scaun, pentru că el nu mai e aici. El este aici, el este Zăhărel, prietenul meu imaginar. Voi cei de acasă probabil vă întrebați de ce nu-l vedeți. Pentru că este cam rușinos. Și nu prea... Adică acum și-a pus mâine la față, Zăhărel. Ce ți-am spus că nu-i frumos să ții mâinile la ochi? Nu, că nu Zăhărel a scos sunetul ăsta. Telefonul meu a rămas fără baterie. Dar îl închid. Nu îl închid, uitați, îl blochez așa, pentru că nu mai am nevoie de el. Eu l-am pe Zăhărel alături de mine. Zăhărel, spune-mi, ce ai mai făcut în ultima perioadă? Că de când n-am mai vorbit, multă vreme a trecut. Pauză. Nu, mă scuza, trebuie să-i fac, trebuie să vorbesc puțin. Ce ți-am spus eu, mă, ție să vorbești, mă, faci de râs în emisiune. Uite cum ne facem de râs peste tot. S-a dat la o parte. Nu știu ce se întâmplă cu el. Chiar nu.
Deci nu pot să-mi dau seama. S-a ridicat și a plecat în piscină. Mai să facă în sâc, că el e în piscină, iar eu stau aici. E, nu știu, vorbesc cu colegul meu. Cum ți se pare Zăhărel? Nu e așa că e un prieten deosebit? Uite, eu și eu sunt deosebit. Nu e așa că mă vezi? Mă vezi? Dar Zăhărel este și mai deosebit, dragii mei, pentru că este prietenul meu din mica mea copilărie. Zăhărel, pleacă de aici, te-am spus. Mă auzi? Ce naiba? Uite-mă cum vine el tot timpul aici și îmi strică mie emisiunea. S-au pus și gândaci pe mine și gândăcei, nu gândaci. Nu, aici sus. Mulțumesc, e ok. Și prietenul meu imaginar a venit aici alături de mine și nu mă lasă în pace. S-a aruncat în piscină și uite tu, după ce s-a aruncat în piscină, a venit aici lângă mine. Mă, ce ți-am zis eu, mă, să te dai la o parte, nu-ți un pic de rușine? Uite ce faci, îmi dă și perna jos, mă, nu mai e rușine, să-ți fie rușine. Stai aici. Mă, nu vreau să stea. Nu vreau să stea deloc cu minte. Ia uite ce începe să aruncă căiacul. Aruncă cu astea paită. Stai mă cu minte. Acu stai aici, dacă ai venit aici, stai aici și nu mai mă deranja atâta. Te scot în soare, fii atent că dacă nu stai cu minte, te scot în soare. Ne facem de râs cu oamenii ăștia de acasă. Păi să uită la tine ca să mă faci tu de râs pe mine? Ți-o un pic de rușine așa? Ia treci în soare, ia hai să te iau de ureche. Pleacă de aici. Dacă m-am și supărat. Te rog frumos un cadru, uite-l acolo la soare. Nu s-a dus acolo, a plecat de acolo. Nu-i place cadrul ăla, întoarce-te. Lui îi place acolo, uite-l acolo, îl vezi? S-a aruncat în piscină, uite valurile. Vezi, el face toate valurile acelea. S-a topit Zăhărel. Am rămas fără un prieten imaginar. Nu-l mai am pe Zăhărel. Nu-l mai am pe Zăhărel. S-a topit, am lacrimi în ochi. Am lacrimi, s-a topit. Acum cine mai îmi face mie un prieten imaginar? Vreau și un șervețel, vreau frumos să mi se întindă machiajul, că mi-am dat lacrimile, mulțumesc. Nu mai am nici lui Zăhărel. Dar nu e problemă, că mă duc să-mi fac un prieten imaginar. Stai să mă concentrez, stai să-mi șterg lacrimile, gata. Nu mai plâng. Acum, stai să-mi imaginez, mă concentrez cu puterea minții. Gata. El este prietenul meu imaginar, Ciocolată îl cheamă acum, nu mai e Zăhărel. El nu se mai topește, dar că trebuie să stea la umbră. Uite, așează-te aici, Ciocolată. Uite, stai aici, că acolo e umbră, nu te topești. Da, uite, e aici. Dar e mic încă, n-a crescut. Zăhărel avea, nu știu, câțiva anișori peste mine, dar că eu mi l-am imaginat de când eram... Eu mi l-am imaginat pe Zăhărel de când era la mami, de când eram eu la mami în burtă. De până să fiu eu la mami în burtă, mi l-am imaginat pe Zăhărel. Nici nu existam și eu îl cunoșteam pe Zăhărel. Măi, am lacrimi în ochi și nu să mai ia... Cum am început eu să plâng, a plecat Zăhărel? M-a părăsit. Mi-l aduci înapoi pe Zăhărel, te rog. Îl am doar pe Ciocolată, dar nu e Zăhărel. Cum? Nu e profi să plângi direct, dar eu nu mă pot abține. A plecat Zăhărel. Băi, am luat-o razna. Nu, dragii mei, să nu credeți că sunt nebună. Nu, dar eu chiar țineam foarte mult la prietenul meu imaginar, Zăhărel. Și aveam foarte mari pretenții de la el, dar m-a părăsit. A sărit în apă și s-a topit. Dar acum l-am pe Ciocolată. Ciocolată, tu ce zici? Un cadru pe Ciocolată, te rog, nu pe mine. Nu mai mă întreba că luăm pauza aia de publicitate, că încă n-a venit. Și te rog frumos să nu mai țipi la mine. Ne facem de râs cu oamenii care ne urmăresc acum. Au venit, m-a auzit cineva țipând aici de la piscină. Și probabil, s-a dus să-l scoată pe Zăhărel din piscină, măi. Nu, că nu e frumos să plâng la televizor. Dar eu chiar nu m-am putut abține. Mi-am adus aminte. Voi știți cum să mănâncă un biscuit Oreo? Știți? Biscuitele Oreo se mănâncă așa. Mai întâi răsucești, apoi lingi crema, lipești ca într-un pupic,
îl bagi în lapte și îl mănânci. Cătălin, tu nu ești pregătit încă. Nu poți să mănânci așa de repede un biscuit, un biscuite. Nu poți. Corect, se mănâncă un biscuite, îl răsucești, îi lingi crema, îl bagi în lapte și îl mănânci. Vreți ciocolată? Eu am ciocolată de la prieten, nu mi-am imaginat ciocolată. Pentru că mi-am imaginat un prieten de ciocolată, pentru că mie îmi place foarte tare ciocolata. Uite, uite-l aici. Nu, că nu doar eu îl văd. A pătat perna. Uite, a făcut acolo un semn de ciocolată. Dar stai că, uite, ia și tu puțină ciocolată. Cu plăcere. E bună ciocolata de la ciocolățel? Stai să... Uite, Cătălin, mai dăm puțină ciocolată, nu mai fi atât de rău cu mine. Uite, Cătălin, ia și tu ciocolată. Stai că ți-o arunc. Gata, a prins-o. Spune-mi, este bună? Un cadru pe el cum mănâncă ciocolata. Nu vrea. Sunt supărată și cred că în scurt timp o să-mi treacă și de zahărel, dar e bine. E bine că dacă mi-l imaginez eu cu puterea minții, se întoarce înapoi. Nu, încerc să mi-l imaginez pe zahărel din nou. Gata, a revenit, dar acum e copil mic. Îl vezi? Îl vezi pe zahărel, e aici. Așa. Nu pot, e foame lui zahărel, dar promite, mămicu, să dăm pauză de publicitate, că lui șcută lui mămicu, zahărel lui mămicu. Nu că... În pauza de publicitate, zahărel mai face tagălăgie. Mă scuzați. Nu, deci acum cei de acasă, dragii mei, eu am încercat să fac un spirit de glumă cu voi, să nu mă credeți acum un om nebun și să dați declarații pe la... să faceți reclamații la Columna TV, să spuneți, băi, scoteți-o pe nebun aia de acolo, n-are ce să caute în direct, e... Nu vreți să știți ce mi s-a întâmplat, nu vreți să știți, nu. Nu. Știți ce mi s-a întâmplat odată? Uite, așa, cu puterea minții, mi-am imaginat că sunt aici la Varuna și am venit aici. Și așa o să vă rog și pe voi cei de acasă. Nu mai arunca cu frunze mine, să uită lumea la noi. Mă scuzați. Da, mi-am imaginat odată cu puterea minții că sunt aici la Varuna, în Găiești, unde de altfel vă aștept și pe voi. Nu să vă imaginați, ci să veniți aici. Aici, ca să vă distrați, să vă simțiți bine, pentru că muzica este foarte bună, pentru că piscina este deosebit de frumoasă și pentru că veți fi tratați foarte bine de personalul de aici, sunt convinsă de asta. Da, până una alta, eu cred că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. O să-l întreb pe colegul meu Cătălin dacă ne apropiem de finalul emisiunii sau o să mai mă suportați încă... Da, încă multe minute. Să vedem ce-mi răspunde colegul meu Cătălin. Cătălin, tu-l auzi? Hei, nu-l auzi? Mai avem? Mai trebuie să stau? Păi ți-a spus în căști. Hei, planeta Cătălin, Cătă, ne auzi? Cătălin, bună Cătălin. Cătălin, dacă mă vezi, spune-i, te rog, colegului nostru în căști dacă eu mai trebuie să stau în fața celor de acasă sau trebuie să-mi iau la revedere de la ei astăzi, pentru că eu cred că i-am obosit cam tare cu poveștile mele de a dormi copiii. Mai stăm? Nu mai stăm? Da, dragii mei, se pare că am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar... Da, sper că astăzi nu v-am plictisit prea tare cu ideile mele de om nebun. Așa că eu vă aștept din nou într-o nouă ediție a emisiunii Varuna, aici în Găiești, la piscina Varuna, unde de altfel vă aștept și pe voi. Așa că vă urez o zi frumoasă în continuare și să aveți grijă de voi și de prietenii voștri imaginari și tot o să fie perfect. O zi bună vă doresc!